Merhaba! Hei, salutare din Turcia! Noi acum suntem în partea de sud a Turciei. Încă pe coasta de sud. Da, aici sunt cele mai frumoase locuri de vizitat. Și acum suntem în apropierea orășelului Demrem, unde avem de vizitat niște ruine foarte interesante, dar azi dimineața s-a început cu ghinioane. Sperăm că o să ajungem la destinație, având bine, în vedere da. Că s-a început ziua cu... Nu cu cele mai bune note. Deci dimineață, dacă ați văzut vlogul anterior, am campat pe o plajă publică în apropierea unui restaurant. Și azi dimineață, la amiază, a venit proprietarul sau angajatul acelui restaurant și ne-a cerut bani pentru parcare. Câte 60 de lire de persoană. 120 de lire doar pentru parcare și nici în condiții că nu era niciun semn acolo. Nu ai nicio facilitate, acolo, în primul rând. Dar nici nu era niciun semn că e scris că e parcare privată sau să vadă ceva. Era pur și simplu pe malul, pe plajă, o parcare pe plajă și atât, drumului. Din marginea drumului, da. Și ieri ăștia de la restaurant, deci ne-au văzut când am venit. Nu au zis nimic. Nu s-a apropiat să ne preîntâmpine nimic. Au așteptat să treacă noaptea și a doua zi să vină să ceară bani. Da. Dar nu le-a mers. Nu le-a mers. M-am certat un pic cu ei și le-am zis că nu se face așa. Dacă era așa de cerut bani, ori trebuia să fie un semn ceva, ori trebuia să se apropie ieri, să-mi zică, să mă previe. Start, și... da. Atunci avem alegerea ori să stăm să plătim, ori să plecăm de acolo, știi? Dar acum deja i-am zis că plecăm, dar au zis că nu trebuie pe noaptea precedentă. Dar, mă rog, n-am mai plătit, că până la urmă am înțeles că nu sunt corecți. Așa că să știți și voi dacă veniți cu autorul Lota prin zonele acestea. Cel mai bine ar fi indicat întâi să întrebați. Mă rog, acolo eu nici nu m-am gândit că ar fi parcarea unui restaurant, dar na, oricum. Dacă întâmpinați așa situații, cereți un tichet de parcare sau campare, ceva. Și a doilea ghinion este, am vrut să ne alimentăm cu rezervorul cu apă, dar izvorul ăsta nu are apă. Dar nu este un izvor, este un fel de... robinet, așa să-i spunem, alimentat la o rețea de apă. Cum se obișnuiește aici în Turcia, sunt foarte multe izvoare de acest gen. Bun, hai să mergem, sper să remediezi un pic ziua de azi și să reușim să explorăm ceva, să vedem ceva interesant și pozitiv. Acum am ajuns în orașul antic Mira. Aici trebuie să plătești la intrare 45 de lire de persoană. Este un oraș vechi, licean, unul dintre cele mai importante orașe liciene și el datează încă din secolele 4-5 înaintea lui Hristos. Și figurine aici, sculptate în piloni. Sunt cam strașne aici. Dar sunt păstrate foarte bine. Închipuiți că este au peste 2000 de ani. Foarte impresionant. Aici sunt mormintele liciene. Sunt cățărate pe stâncă. Foarte impresionant. Apropo, aici nu sunt doar morminte liciene, dar sunt și morminte antice grecești. Deci tradiția asta s-a continuat după ce grecii au cucerit poporul licean. Foarte impresionant. Acolo vedem și niște inscripții. Posibil acolo putem citi despre istoria familiei înmormântată în acest mormânt. N-am mai văzut în altă parte morminte de genul ăsta decât la licieni. Deci sunt și scări unde duc la morminte. Erau făcute chiar alei întregi aici ca să ai acces la fiecare mormânt în parte.
Acesta, de fapt, este orașul morților, așa îi se mai spune, și el era imitat în așa fel încât să arate că este viață într-un fel acolo, de aia sunt făcute toate aleile astea, acces la fiecare mormânt, și chiar și fasadurile astea sunt făcute așa una lângă alta, pentru ca să, la fel, ca să imite că este viață într-un fel așa, pentru că ele stau chiar în fața orașului Mira, orașului locativ. Da, toate mormintele sunt făcute în formă de case și cei vii locuiau împreună cu cei morți, practic. Cei morți aveau un cartier aparte, să zicem. Da, era un cartier aparte care se uita la orașul viu, la Acropolă. Și chiar aici este teatru, amfiteatru ăla mare, acuși vă-l arătăm. Era făcut așa, în așa fel, ca să aibă 10.000 de locuri pentru spectatori. Și bun înțeles, ca și orice amfiteatru era folosit pentru lupta gladiatorilor și lupta cu animalele. Și diferite concerte. Da, acum chiar se folosește pentru concerte, sunt festivale de muzică clasică în fiecare vară. Aici jos e locul pentru oamenii obișnuiți, aici sus e locul pentru oamenii aristocrați, pentru oamenii mai înstăriți, și aici e locul pentru cei decedați. Toți aveau câte un loc la amfiteatrul ăsta și vizionau luptele gladiatorilor sau diferite teatre, opere. Impresionant! O, răcoare și... Uite cât sunt de bine păstrate, stau fix așa cum stăteau 2000 de ani în urmă. Da, îți închipui 2000 de ani să păstreze astea, chiar nu-mi vine crede. 2000 sau ăsta mai mult avea? Poate încă și mai mult. Ăsta mai mult de 2000. Aici încă se mai fac lucrări de restaurare, încă nu s-a finisat, vedeți? Acolo, de exemplu, este un tunel care acum se restaurează. Ăsta străpat de pământ și acum încearcă să-l restaureze. Ia uitați-vă, tot asta a fost în pământ, vedeți aici săpături în pământ, așa, tot până, ia că așa acolo se vede, iată săpătura în pământ, așa în jos, și tot asta a fost în pământ undeva până pe aici, numai capătul ăla se vede, ia, până aici așa, până la locul ăsta a fost în pământ. Și în jos încă mai este, e că acum încă se mai facă săpături arheologice. Vă închipuiți, ăsta a fost scos din pământ, să săpe, așa se găsește o construcție. Partea care a fost deasupra pământului are altă culoare, dacă observați așa, e un gri. Însă cea care a fost în pământ și-a păstrat în mare parte culoarea originală. Dacă observați așa, e un galben deschis. Tot aici veți auzi de multe ori că aici a pornit legenda Sfântului Nicolae și de fapt așa și este, se spune că în acest oraș, în Mira, Sfântul Nicolae a devenit cunoscut și respectiv aici și-a petrecut ultimele zile
din viața sa, aici fiind înființată și o biserică în numele lui. Iată aici, priviți, am găsit sculptura lui Sfântul Nicolae. Presupun că asta este o bucată din biserica Sfântului Nicolae. Iată aici este cușma și aici barba. Și părul, nu? Sau părul, nu știu. Parcă e ceva blană. Cam asta ce vedeți acum în cadru este tot ce se poate de vizitat. M-am așteptat să fie mult mai mult, dacă sincer, să văd mai multe din rămășețele orașului Mira, dar s-a păstrat doar amfiteatru și mormintele și atâta tot. Consider un pic cam mult, 45 de lire intrarea pentru aceste două puncte. Dar oricum, sunt spectaculoase. De data asta am venit la o cantină să mâncăm, iată eu mi-am luat niște ficat și fasole și mi-a dat și salată. Toată mâncarea asta în total m-a costat 25. Luminița însă n-a vrut să vii să mănânce de aici și a zis și ei un Adana kebab de alături. Ia să vedem ce ți-ai comandat tu, Luminița. Eu mi-am comandat tavuk shish, adică frigărui de pui. Ia cât e de mare, Puhnesc din asta, adică e o porție destul de mare pentru mine. Mai am salată și băutură și toate au costat doar 20 de lire. Foarte ieftin. Poftă mare. În cazul porții de tavuk shish costa 45, cam așa, poate și mai mult de lire. Și aici doar 20 pentru tot asta. Și băutura acolo costa vreo 7. Un airan de ăsta mic costa 5, când el de obicei e 3. Însă unul de la mare, acolo era 8, de obicei este 5. Foarte mare. Iată noul nostru loc de campare. Am ajuns în Cinarlâ, dacă nu mă greșesc, așa se spune. Este un loc foarte frumos. Aici la fel este un fel de canion și împrejur e vegetație așa mai neobișnuită pentru regiunea asta. Este un verde mai aprins și sunt copacii ăștia pini așa cu creste frumoasă. Este o plajă mare și lată de nisip și e fain. Place locul. Noi, de fapt, am venit aici pentru altceva, o să vedeți deja mâine, dar noaptea asta ne petrecem aici deja, că deja e seară și mâine deja o să explorăm zona. Eu încă nu sigur dacă aici dă voie camparea, posibil până după ora 9 să interzic camparea, dar nu știu. Noi o să stăm și dacă vine cineva și ne lungă, o să-mi ducem de el. Aici la fel sunt țestoase careta și posibil din cauza asta nu se permite. Aici mai este cineva cu rulota. Iată, se pare că stau aici de vreo 2-3 zile. Dar sperăm că o să putem sta și noi. Iată, asta este plaja. Foarte frumoasă, este o plajă cu nisip. Iar în lateral se vede munții. Foarte frumoși și într-o parte și în alta. Foarte interesant. O să vedem, poate mâine o să mergem să ne scăldăm. Frumoasă zonă.